Dacă sunt așteptate schimbări în PSD, unele voci anunță că unii miniștri din cabinetul Dăncilă sunt pe făraș. În ultima perioadă, tot mai des este menționat numele ministrului agriculturii Petre Daia. Au existat voci care au dat ca sigură numirea deputatului de Olt Alexandru Stănescu în fruntea agriculturii. Ideea remanierii lui Daia nu este agreată de senatorul Paul Stănescu, președintele PSD Olt. Eu spun ce cred eu sau ce am văzut eu că a făcut ministrul Daia, că a făcut lucruri bune și nu cred că trebuie să schimbe un ministru bun, de dragul de a-l schimba, de a pune pe cineva. Doamna Dăncilă poate să facă orice, primul ministru poate să demită și să pună pe cine vrea dumneavoastră. Deci nu e, dar nu e problema mea asta. La un moment dat, pe lista miniștrilor ce ar putea fi remaniați se află și ministrul finanțelor Eugen Teodorovici, ministrul de interne Carmen Dan și Teodor Meleșcanu, ministrul de externe. Cine rămâne și pleacă din guvern e numai decizia primului ministru. Până în momentul de față, prim-ministrul Viorica Dăncilă a precizat că nu va face nicio schimbare de dragul de a o face. Aceasta a mai subliniat și faptul că în cazul unei remanieri ar fi vorba și de o restructurare a guvernului. În acest moment, guvernul Dăncilă numără 26 de miniștri.